Ok, cred că ar fi ok să începem. În primul rând, bine ați venit la ResetEcon. Ca să încep cu câteva detalii despre mine, nu cred că are rost să dau un full screen prezentarea, mai ales că așa o să pot să văd întrebările și ce discuții sunt pe chat în real time. În primul rând, câteva despre mine. Sunt Ionuț Popescu, sunt administrator al comunității RST. RST însemnând Romania Security Team, de unde și numele atât al comunității cât și al conferinței. Sunt unul dintre organizatorii RSTCon. În practică lucrez ca senior penetration tester la UiPath. Sunt destul de activ pe Twitter. Mă găsiți la NitroRST pe Twitter. Bine, recomand să mă urmăriți dacă sunteți interesați de subiecte de security, pentru că în general dau retweet-uri, că dau share mai departe la lucruri interesante și de obicei tehnice sau ce se mai întâmplă în domeniu. Am și o pagină de GitHub, câteva proiecte. Nu am mai avut timp în ultima perioadă să lucrez la ele, dar pe măsură ce timpul îmi va permite, voi mai publica câte ceva. Am niște proiecte la care ar trebui să mai lucrez și eu din când în când. Dacă aș fi scris și corect, DEFCON ar fi fost mai bine. Am prezentat la câteva conferințe, printre care la DEFCON prin 2015, la Black Hat Arsenal, care este versiunea de tool-uri, de aplicații open source a conferinței, desigur la DevCamp, pe care știe toată lumea, OWASP, B-Sites și alte lucruri, alte conferințe. Lucrez în domeniul security, efectiv, ca job-uri din 2013. Dar partea de security, să zicem că a început prin 2007 și a început, desigur, cu forumuri precum RST, de unde am plecat și de unde am rămas până în prezent. Despre RSTCon, da, cum ziceam, bine ați venit. Sper să fie util pentru toată lumea. Este a doua ediție a conferinței. Am avut o conferință în toamnă anterior, prima ediție, și din moment ce majoritatea conferințelor au loc toamna, nu știu de ce, am decis ca anul acesta să o facem primăvara, când nu știu să fie alte conferințe, cel puțin nu pe la noi prin țară. O mică problemă pe care am avut-o cu organizarea. Îmi zice cineva că nu se văd slide-urile. Dacă mai are cineva problema asta. Se văd. Da, nu știu ce să spun. Am dat share screen și ar trebui să se vadă. O mică problemă referitoare la organizarea pe Zoom. Bănuiesc că majoritatea dintre voi sunteți familiar cu platforma. Zoom, cei drept, a venit destul de recent cu ceva ce se cheamă Zoom Events, care în principiu permite desfășurarea de conferințe cu booturi și tot felul de alte funcționalități. Problema e că și, desigur, permite în paralel și o grămadă de alte lucruri. Cei drept, i-am făcut un test și am avut tot felul de probleme și am decis să rămân la astfel de webinare tradiționale, să spunem. Partea negativă cumva e că sunt limitate la, nu știu, 10-12 ore și de asta a trebuit să fac, de fapt, două eventuri separate, două Zoom-uri. Astfel, pentru ziua de mâine va trebui să vă înregistrați din nou, din păcate, dar cam asta ar fi singura limitare. Romanian Security Team are forumul pe care o parte dintre voi îl știți, disponibil la adresa rstforums.com/forum. E pagina forumul comunității. Fiind ediția a doua, desigur, ca și la prima ediție, pe canalul de YouTube vom pune prezentările de după conferință. Conferința este înregistrată. Momentan, pagina conferinței va fi de asemenea actualizată și cu prezentările de anul trecut și prezentările de anul acesta, incluzând și slide-uri și prezentările video cu link către YouTube. Canalul de YouTube nu are un canal, probabil necesită
un anumit număr de subscriber ca să putem avea un canal custom. Vă recomand să intrați întotdeauna pe pagina principală a conferinței, pe rstcom.com, în cazul în care se întâmplă ceva. Fiind a doua ediție a conferinței, pot să apară o grămadă de probleme. Noi sperăm să nu apară, dar în caz că se întâmplă ceva, intrați pe rstcon.com și vom actualiza acolo cât de repede se poate. Referitor la detalii despre conferință, despre care sunt prezentările, detalii despre speaker și despre concursul CTF, veți găsi pe de asemenea pe pagina conferinței. Referitoare la Zoom, după cum menționam, conferința este înregistrată și există mai multe funcționalități pe care Zoom le oferă și cu care putem interacționa. Cu chatul deja v-ați obișnuit, pare să fie în regulă. Ce vreau să menționez e că de asemenea există și funcționalitate de Q&A, de pus întrebări. În principiu putem folosi și chatul pentru asta, în cazul în care sunt foarte multe discuții pe chat, s-ar putea să fie mai greu de urmărit. Întrebările apar cumva într-o listă, putem răspunde la fiecare întrebare în particular și ar fi cumva mai ușor, dar în funcție de cum vă e mai ușor, așteptăm întrebări. Referitor la discuția de acum, eu urmăresc în real time, să zicem, ceea ce se întâmplă și pe chat și pe Q&A. Deci dacă aveți întrebări, nu trebuie să așteptați până la final ca să vă răspund. Dar puteți, desigur, și la final spuneți întrebări. Zoom are și o funcționalitate de raise hand. Raise hand înseamnă că cineva vrea să pună o întrebare și să vorbească. Dacă e cineva care preferă această funcționalitate, există opțiunea de raise hand în Zoom. Ce va face opțiunea e că îmi va permite mie să văd că cineva vrea să pună o întrebare și eu vă pot da permisiuni să vorbiți și vă veți auzi. Și vă veți auzi desigur și pe înregistrare, dacă sunteți de acord. Și încă ceva important, la finalul conferinței, la finalul ambelor zile de conferință a webinarelor, se va deschide, sper eu, automat un formular de feedback. E important pentru noi să înțelegem cum a fost, cum ne-am descurcat și la anul sperăm să iasă mai bine și din ce în ce mai bine. Pentru discuții folosim Slack. Pe pagina conferinței veți găsi un link de înregistrare, romaniansecurityteam.slack.com cred că este, și putem discuta acolo în cazul în care aveți întrebări sau în cazul în care vreți să discutați orice altfel de lucruri. Bun. Referitor la concursul CTF, Capture the Flag, deși majoritatea sunteți familiari, ar trebui să fac o scurtă descriere la despre ce e vorba. Capture the Flag e un concurs, să zicem, de securitate IT, în care cei care participă, și văd că a început, ar trebui să fie în regulă, sper eu. Dacă nu este în regulă, îi aștept participanți să discutăm pe canalul de CTF, de pe Slack. Este un concurs în care participanții trebuie să rezolve diferite exerciții de securitate, atât aplicații web, cât și binare și tot felul de alte exerciții, cu scopul de a găsi într-un final un flag. Un flag este doar un string care demonstrează cumva că exercițiul a fost rezolvat. Prin acest flag se pot obține niște puncte pe platforma ctf.rstcon.com. La finalul zilei de mâine, adică la ora 4, concursul CTF ar trebui să se termine. A început deja de la ora 10. Și în ultima prezentare vom anunța și câștigătorii. Detalii despre premii sunt disponibile la adresa ctf.rstcom.com. De asemenea, vom oferi premii și pentru cele mai bune write-up-uri, adică după ce anumite persoane rezolvă exercițiile, dacă doresc, pot să prezinte un document în orice format, nu contează, în care ne arată cum au fost rezolvate și avem premii și pentru acest lucru. Ce e important e că e vorba de un concurs individual. Adică nu este pe echipe, în general concursurile de genul acesta se pot desfășura și pe echipe, eu am zis că nu e necesar. Există multe prietenii, să zicem, între persoanele care participă la astfel de concursuri.
Dar recomandarea mea, pentru că ăsta e scopul, e ca fiecare să fie pentru el, iar după ce concursul se termină, puteți discuta și puteți face ce vreți voi. De asemenea, pentru colegii cu care am fost în bootcamp pentru ECSC, phone-ul de Windows este acolo și acum nu mai aveți o scuză ca să-l rezolvați. Bun. Câteva detalii despre de ce vrem noi să facem această conferință. În primul rând, nu știu să fie o altă conferință de securitate IT în limba română. Ăsta a fost scopul principal. De ce limba română? Nu știu, mi se pare un mediu mult mai prietenos pentru toată lumea. Poate nu toată lumea se descurcă la fel de bine cu limba engleză. În plus, în limba engleză sunt deja sute sau chiar mii de conferințe. Desigur, mult mai bune decât RSTCon, să zicem, în care veți găsi atât conferințe orientate pe anumite subiecte, cât și orice alt fel de prezentări. Este gratuită, online, fără reclame, fără sponsori. De ce n-am avut nevoie, efectiv, nu este tocmai mare lucru să înregistrezi un cont la Zoom și să faci un webinar. Vrem să fie ceva de la comunitate pentru comunitate, în sensul că vrem să oferim ceva înapoi, vrem să ajutăm cumva comunitatea și ne-am gândit că ar fi o soluție simplă prin care am putea face acest lucru. De asemenea, e o oportunitate pentru speaker, mai ales pentru cei la început de drum, nefiind ceva imens cu, nu știu, mii de persoane care participă, fiind de asemenea online, din punctul meu de vedere este mult mai simplu să vorbești în fața unui monitor decât să ai în fața ta, nu știu, sute de persoane. Este un mediu relaxat, adică nu trebuie să fii la costum, nu trebuie să fie, să iasă totul perfect, nu ne agităm, dacă nu merge ceva, asta e, găsim noi o soluție. Prin conferință, de asemenea, cunoaștem oameni noi, ceea ce nu pare mare lucru, dar este un lucru destul de important. Veți vedea pe termen lung că poate ajuta destul de mult. De exemplu, la primul meu job din security, când am mers la interviu, am avut plăcerea să știe deja persoanele care îmi luau interviu, să mă știe, deoarece prezentasem la DevCamp. Referitor la o conferință cu prezență fizică, în primul rând există DevCamp, despre care cu toții bănuiesc că știți. În cazul în care nu știți, e cea mai mare conferință românească de securitate IT, foarte mare și cu tot ce vă puteți dori. M-au întrebat mai mulți prieteni și colegi dacă ar avea sens. M-am gândit, dar o să rămână de văzut. În formularul de înregistrare, unul dintre câmpurile care trebuiau completate, bine, nu era requirement, era orașul. Și ar fi fost util dacă l-ați fi completat, sper eu, pentru că o conferință fizică poate avea loc într-un singur oraș și astfel măcar ne făceam o impresie despre cam cât sunt din București. Avantajul cu conferința online e că puteți fi din orice oraș și inclusiv din orice țară. Rămâne de văzut ce vom face la anul în funcție de feedback, așteptăm feedback-ul vostru și vom vedea cum va ieși. După conferință, un alt avantaj al speakerilor e că vom ieși la bere. Berea este din partea casei și o să ne cunoaștem și noi mai bine. Și care este scopul conferinței? Scopul conferinței este cumva de a readuce la viață comunitatea RST, Romanian Security. Pe scurt, RST este un forum. O parte dintre voi sunteți deja familiari cu el. Am pus un screenshot cu el ca să vedeți cum arată. Și câteva statistici și informații despre forum. Este în continuare probabil cea mai mare comunitate de securitate IT. Este încă activă, deși activitatea a scăzut destul de mult. Este activă din 2006. În prezent, pe ultima lună, cel puțin, avem în jur de 600-700 de useri activi pe zi, dintre care 60% din România. Ce înseamnă exact, n-aș ști să vă spun, așa apare în Google. Sunt informațiile pe care le-am văzut. În trecut era foarte mare activitatea, dar în prezent activitatea e redusă pentru că noi de pe forum, o parte dintre cei care activau pe forum și-au făcut familii, au joburi care
pentru care își dedică o anumită perioadă din zi și este dificil să mai fii activ după ce îți petreci 8-9 ore la muncă. Eu văd forumul ca un fel de Stack Overflow pentru securitatea IT, adică cei care au întrebări și vor să discute orice fel de subiect de securitate IT o pot face pe forum. Are niște avantaje și anume faptul că este bine organizat și faptul că sunt destul de multe persoane care lucrează în domeniu, care au experiență în domeniu cu care puteți interacționa. Este super util mai ales pentru începători, dar nu numai. Există de multe ori, nu știu, și cei avansați pot avea întrebări la care poate nu găsesc răspunsul și cel puțin câteva idei le pot găsi de la alte persoane de pe forum. În trecut, existau persoane care considerau că e ilegal ce facem, că este un forum de hacking și că nu știu ce se întâmplă pe acolo. Menționez că nu se întâmplă absolut nimic ilegal. Pe de altă parte, tolerăm zona așa grei, în sensul în care nu se duce spre ilegalitate, din simplul motiv că, bine, în principiu am putea permite orice, dar aș vrea să fiu în continuare liber în cazul în care se întâmplă ceva, n-aș vrea să am probleme legale din cauza unor persoane care, nu știu, vor să vândă credit card-uri sau mai știu eu ce pe forum. Deci nu sunt astfel de probleme. Bun. De ce forum și nu altceva? În general, forumurile nu mai sunt atât de active, nu prea înțeleg de ce. În trecut erau foarte la modă și aici nu mă refer doar la forumuri de securitate IT, mă refer la forumuri de orice fel. Pot să confirm că sunt activ și pe alte forumuri, inclusiv de, nu știu, să zicem, de mașini sau de altceva, și de asemenea activitatea e redusă. Discuțiile s-au mutat cumva, nu știu, pe grupuri de Facebook, unde este destul de haotic, nu există niciun fel de organizare, fiecare cine postează acolo cumva postează cu numele complet și cu pagina de Facebook. N-ar fi mai ales recomandat pentru ceva de securitate IT, să zicem. Și în plus, o mică discuție referitoare la calitatea postărilor de pe forum versus Facebook. Cum ziceam, sunt activ și pe un forum de mașini, să zicem, și există o mare diferență între răspunsurile pe care le primești de pe forum de la persoane care au experiență și se poate vedea destul de clar și orice gigel de pe Facebook, pentru că toată lumea are Facebook, toată lumea poate să dea un join grup sau join ceva pe Facebook și să lase un comentariu acolo. Calitatea răspunsurilor nu este chiar cea mai bună pe astfel de pagini. În plus, referitor la organizare, puteți găsi pe forum exact ceea ce căutați, fără să trebuiască să căutați prea mult, fără să trebuiască să dați scroll o jumătate de oră să găsiți un topic sau un anumit subiect. Câteva exemple de categorii, de exemplu, exploituri publice, despre programe de bug bounty, categorie dedicată pentru securitate web, categorie pentru reverse engineering, pentru mobile wireless, de asemenea tutoriale disponibile în limba română, foarte puține, din păcate. Sper că acest lucru să se schimbe odată cu conferința, să aducem un mic improvement pe această parte. Multe tutoriale în limba engleză și tutoriale video pe YouTube. De exemplu, categoria de securitate web arată cam așa. Cu alte cuvinte, puteți găsi subiecte care vă interesează pe un anumit subiect, de exemplu, securitatea IT, doar accesând o categorie și trecând prin ce se întâmplă acolo. Vă aștept pe forum ca să, bine, în cazul în care nu aveți, să vă faceți un cont și să vedeți cam ce se întâmplă. Dacă activitatea va crește, sper eu, după această conferință sau în general cu timpul, ne vom dedica și noi mai mult timp. Oricum, eu sunt activ zilnic acolo, de multe ori pe zi mă găsiți. De ce presetez și de ce continui și de ce nu-l las să moară? Pentru că s-a spus de multe ori că forumul este mort și că nu mai are șanse de supraviețuire. În primul rând, e vorba de pasiune pentru securitatea IT. Îmi place acest lucru, am și o grămadă de cărți, îmi place să merg la conferințe, îmi place să prezint și fac tot ce pot să păstrez domeniul. Este cumva ca un hobby. Am și alte hobby-uri, normal, dar securitatea IT e unul dintre ele și faptul că lucrez în domeniu mă ajută foarte mult, pentru că lucrez cu plăcere. Am început ca mulți alții de pe forum, în sensul că, deși
Nu știam prea multe despre calculatoare în general. Pentru mine, calculatorul a fost ceva ca să mă joc jocuri când eram prin clasa a 9-a sau a 10-a. Am descoperit din întâmplare aceste forumuri de securitate IT și am început de atunci să învăț mai întâi programare, apoi lucruri legate de security și așa mai departe. Și în prezent pot spune că lucrez de ceva ani și că merită, îmi place domeniul și lucrez cu plăcere. De asemenea, sunt mulți alții care pot începe și este un bun început, este o metodă simplă de a intra în domeniu și de a primi sfaturi de la ceilalți. Sfaturi pentru începători voi detalia într-o prezentare, cred că este vineri seara, dar pentru toți ceilalți, care, mai ales cei care nu pot participa la conferință, ne putem găsi pe forum și putem discuta. De asemenea, mulți pot continua, în sensul că, deși poate lucrează în domeniul IT de ani sau zeci de ani, își pot dezvolta cunoștințele de security sau, deși poate lucrează în domeniul security, își pot avansa cunoștințele. E un loc bun în care poți apela când ai nevoie de ajutor, chiar dacă ai 20 de ani de experiență și le știi pe toate, din când în când mai apare câte un moment în care ai o problemă și ai nevoie de ajutor. Depinde de la caz la caz, s-ar putea să ai mai mulți colegi în echipa de security, să ai cu cine discuta, s-ar putea să nu și s-ar putea ca și colegii să nu știe exact ce e de făcut și e un loc în care poți intra să pui această întrebare pe care o ai. De pe forum am cunoscut foarte multe persoane, dintre care cel puțin o bună parte dintre cei care prezintă la această conferință, colegi de muncă, angajați la tot felul de firme și care lucrează de mulți ani. Dezavantajul e că astfel de lucruri iau cumva, le-au limitat timpul disponibil pentru comunitate. Ce ar fi avantajos e că cei de pe forum, lucrând de mulți ani, deși poate nu mai sunt atât de activi, în cazul în care mai intră, sunt oameni cu experiență și oameni de la care aveți ce învăța. O întrebare referitoare la flaguri pentru concursul de CTF. Dacă există un format specific, aș fi vrut să fie ceva concret. În principiu, încep cu RST. RST și intră acolo de ceva text. S-ar putea să fie poate 1-2 challenge-uri în care formatul e diferit, dar ar trebui ca ca la fiecare challenge să găsești o descriere cu formatul flagului. În cazul în care nu găsești, după ce termin conferința, sau Dragoș te poate ajuta, pentru că Dragoș s-a ocupat mult de partea de CTF, putem să răspundem pe canalul de CTF de pe Slack. Așa. Un lucru pe care puținii par să-l înțeleagă în prezent și era ceva foarte important în trecut, era partea de oferi ceva înapoi de comunitate, de offer back something to the community. Și anume faptul că folosim anumite informații, discuția de care sunteți poate familiar de pe FileList de leaching, majoritatea cumva se folosesc de anumite informații și ulterior cumva nu oferă nimic înapoi. Desigur, nu e ceva obligatoriu, dar e ceva care ține cumva de etică, e util să oferi ceva înapoi și celorlalți. Și noi, prin această conferință, dar și prin alte lucruri pe care le-am făcut, am vrut să oferim ceva comunității. Pe forum, discuțiile sunt libere. Acum, aici sunt și aspecte pozitive, dar și negative. Aspectele pozitive reprezintă faptul că vă puteți exprima liber pe forum. Aspectele negative, vă puteți exprima liber pe forum. Ce vreau să spun e că nu este un forum de C-level în care să discutăm la nivel de business și super formal, ci discuții libere în funcție de posibilitățile fiecăruia. Sunt mulți tineri, mulți care nu sunt foarte patenți la ceea ce spun, exprimarea ar putea să lase de dorit, ar putea să mai apară câteva cuvinte urâte și tot felul de altfel de lucruri, dar încercăm să-l păstrăm cât mai curat. Pe de altă parte, aveți avantajul că nu vă va opri nimeni în a vă da cu părerea referitor la ceva anume, chiar dacă părerile sunt negative. În alte locuri s-ar putea să fiți limitați sau puteți
putem spune cenzurați când vreți să spuneți astfel de lucruri, noi lăsăm totul să decurgă normal. Tot de pe forum mi-am făcut mulți prieteni, aș putea spune, de exemplu, am pus la cineva în Cluj, care a postat și pe aici pe Slack. Am avut o problemă cu laptopul, cineva de pe forum m-a ajutat să-l repar pentru că erau niște lucruri mai complicate pe acolo. Am fost la nuntă la cineva și așa mai departe. Am cunoscut destul de mulți oameni și este unul dintre motivele pentru care am decis să nu las cu comunitatea să moară, să o duc mai departe și chiar să încerc să o promovez cu astfel de discuții. De asemenea, pe forum aveți avantajul că vă veți putea ascunde, să zicem, în spatele unui nickname. În trecut, în ieșirile noastre la bere, un lucru foarte interesant care se întâmpla era că nu știam niciunul cum îi cheamă pe ceilalți, ne știam după username, de fapt, de multe ori și când ieșim în prezent la bere, deși ne știm de mulți ani, ne strigăm după nickname. Desigur, locul de întâlnire al nostru a fost de vreo 10 ani, nici nu știu de când a început a fost DevCamp-ul, unde ne-am întâlnit și ne-am cunoscut și ulterior am păstrat legătura. În continuare va fi DevCamp, vom merge cu toții și ne vom întâlni chiar dacă suntem din alte orașe. Câteva întâmplări de pe forum, în afara meeting-urilor tradiționale de aici la bere. Menționez că sunt multe lucruri care s-au întâmplat. Din păcate, n-ar fi în regulă să le povestim public, dar dacă ne vom cunoaște și vom ieși la bere sau vom discuta cu alte ocazii, veți putea afla mai multe. De exemplu, un scenariu cu Mircea Badea, care ne-a înjurat pe pagina lui de Facebook. Pe blogul lui, din câte mi-aduc aminte, au trecut mulți ani de atunci, era o vulnerabilitate care permitea postarea de comentarii și au început să apară multe comentarii amuzante, să presupunem, la adresa lui. O discuție care mi-a plăcut pe forum a fost, era o discuție referitoare la SSL, bine, în prezent TLS. Ce mi-a plăcut și mi s-a părut interesant era faptul că cineva postase o întrebare referitoare la SSL și un mesaj a apărut pe forum și anume cineva a început să scrie: ok, mi-am făcut cont pe acest forum special pentru a-ți răspunde la acest post. Și a început cu o dita mai descriere tehnică și validă referitoare la cum funcționează protocolul SSL. Da, sunt multe întâmplări pe care le vom discuta la bere. O întâmplare care a adus mulți membri activi pe forum este legată de Conquistador Killer. Conquistador era un joc de trivia online și foarte cunoscut la vremea respectivă, cred că era prin 2008-2010, în perioada respectivă, nu mai știu exact, dar era un joc promovat foarte mult în mediul, doar online, cât și la TV și în plus avea premii destul de mari, din câte mi-aduc aminte. Iar un coleg de pe forum, un vechi administrator, a făcut un fel de bot care juca singur acest joc, colecta întrebările și răspunsurile, iar ulterior când îi dădeai drumul, juca automat și răspundea automat la nivel de milisecundă la toate întrebările, pentru că avea o bază de date cu ele, ceea ce a adus multe persoane pe forum. Încă ceva referitor la subiect, deși mulți au fost atrași de ideea de a obține acest tool, care n-a fost niciodată publicat, ales că era vorba de premii mari în bani de la concursul respectiv. Mulți au ajuns pe forum și, deși poate erau la început de drum sau doar curioși, au rămas pe forum și să zicem că au evoluat într-un mod foarte pozitiv și în prezent lucrează în domeniu sau au foarte multă experiență. Un alt exemplu referitor la o platformă pe care am folosit-o pentru forum este faptul că am folosit o platformă care se cheamă WebBulletin, am găsit mai multe probleme, printre care un SQL injection care a ajuns și prin presă cumva și pe care cineva a încercat să-l vândă, deși nu-l avea, nu era chiar tocmai mare lucru. O vulnerabilitate de tip CSRF pe care efectiv, deși să zicem că eram destul de matur, am exploatat-o pe forumul WebBulletin și am schimbat descrierea unui administrator de pe forum în ceva
interesant. Pe YouTube veți găsi ceva non-professional, dacă veți căuta resete fan închis, ceva de genul. Nu știu cât de mult veți înțelege din el, este amuzant cel puțin după câteva beri, dar mai multe întâmplări despre ce a fost vom discuta când ne vom întâlni. Proiecte RST este o categorie de pe forum, este ceva pe care vreau să insist pentru că în prezent nu prea se mai pune accentul pe așa ceva. Și anume, în categoria respectivă veți găsi tool-uri create și publicate de către membrii de pe forum, articole sau tutoriale scrise de către membri sau vulnerabilități descoperite și raportate de către membri. Ce înseamnă asta? Înseamnă că oamenii au făcut research, au muncit la ceva și au publicat. Cu alte cuvinte, au oferit ceva comunității. De ce ar face cineva astfel de lucruri? Sau, nu știu, tutoriale video. În prezent sunt mai la modă tutoriale video decât cele scrise, dar pentru cei de modă veche, ceva scris e literă de lege. De ce ar face cineva astfel de research? În primul rând, pentru ei. Atunci când lucrezi la un tool, când scrii un tutorial, când încerci să descoperi o vulnerabilitate, o faci în primul rând pentru tine. Scriind un tutorial, de exemplu, îți dai seama că ai anumite lipsuri. La fel și cu prezentatul la conferințe, afli mai multe lucruri făcând prezentarea decât considerai că știi de dinainte. În plus, mai ales pentru începători, e foarte util pentru că ajungi la un interviu, să presupunem, sau vrei să faci un lucru anume și ți se cere, nu neapărat CV-ul, dar ți se cer câteva informații despre tine și de multe ori am auzit discuții gen, dar sunt foarte pasionat de security. Și ce ai făcut în această privință? Nimic. Cumva demonstrezi faptul că îți place domeniul și că vrei să faci ceva și că ai făcut ceva fără să fii presat sau să fii neapărat plătit pentru lucrul acesta. De fapt, cam asta înseamnă pasiunea. Din păcate, se întâmplă din ce în ce mai rar. Înțeleg pentru cei care au familii sau joburi full-time că e dificil pentru că și eu mă aflu într-o problemă când vine vorba de timp disponibil, dar merită și ajută foarte mult. De asemenea, dacă persoanele nu au timp să facă pe cont propriu, din moment ce sunt persoane aici la conferințe de la multe firme, vreau să susțin această idee și anume companiile să promoveze research, mai ales companiile care au angajați din domeniul security. Se întâmplă foarte multe lucruri pe security, foarte multe lucruri sunt interesante, sunt multe lucruri care trebuie cercetate și despre care se poate spune ceva, se pot scrie articole, se pot face prezentări, se pot scrie tool-uri noi, e blog de foarte multe lucruri. Dar cum persoanele lucrează, nu știu, de la 9 la 5 sau un program full-time, e dificil să își mai dedice câteva ore în afara programului pentru astfel de lucruri. În schimb, companiile pot să susțină acest research, anume pur și simplu să lase câteva zile angajații să facă un anumit research, să verifice, nu știu, ceva vulnerabilitate nouă, să o descrie și așa mai departe. În prezent sunt foarte puține companii care fac acest lucru. Aș ști să enumăr doar două care o fac, dar aș vrea să recomand ca tot mai multe companii, deși poate domeniul de activitate nu este security, să o fac. Ca să nu mai spun faptul că ajută mult pentru brandul imaginii, pentru brandul companiei, faptul că atunci când vrei să angajezi pe cineva, lumea s-ar putea să nu știe de firmă, dar dacă publici câteva tutoriale, a, da, știu, am citit, faceți chestii interesante și așa mai departe, s-ar putea să-și extindă baza de candidați. În plus, dă destul de bine ca un articol public să fie publicat de o companie referitoare la security, cumva. Din punctul meu de vedere, dacă aș vedea astfel de lucruri de la, nu știu, McDonald's, aș avea mai multă încredere că ei tratează cu seriozitate acest aspect. Ceva speranțe pentru comunitate. Ce-mi doresc eu e să avem cât mai mulți membri activi, atât persoane cu experiență care să-i ajute pe cei tineri și să îi îndrume pe drumul cel bun, pentru că pe forum apar și destul de multe persoane care
fie din porcările aflate la TV, din știrile că hackerii au obținut nu știu ce milioane de dolari sau mai știu ce alte mizerii care apar pe la TV, sunt orientați pe căi negative, care în prezent nu prea merită. Sper să fie mai mulți tineri interesați de a afla lucruri din domeniu. Sper să vedem mai multe tool-uri și tutoriale scrise de români sau să punem cumva România pe hartă în sensul de prezentat pe la conferințe, atât în limba română cât și internaționale. Cumva tot vezi pe la știri, românii sunt foarte buni IT-iști, românii hackeri, românii nu știu ce. De unde și până unde nu prea am înțeles, că nu cred că ne-am făcut remarcați cu prea multe lucruri. Ar fi o ocazie bună să demonstrăm că putem face destul de multe lucruri și acestea sunt doar câteva metode. De exemplu, una e să descoperi un tool, să vezi cât de interesant e și să afli că a fost făcut de un român sau să apară poate prin presă sau o vulnerabilitate importantă sau mai știu eu ce. Alta e când sunt tot felul de persoane de prin alte țări. E util pentru imaginea țării, să spunem. În plus, pe forum vă garantez că veți cunoaște persoane noi. Deja nu mai sunt vremurile din trecut în care ne ascundem cu toții, cel puțin complet în spatele unui nickname. Cumva majoritatea ne cunoaștem personal. Dacă căutați după username-ul de pe forum, veți putea ajunge la noi, la, nu știu, de exemplu, în cazul meu puteți ajunge foarte, foarte ușor la pagina de LinkedIn, puteți vedea unde lucrez, unde am lucrat, cum mă cheamă sau mai știu eu ce, nu mă ascund și la fel sunt și mulți alții. Nu avem în primul rând nevoie pentru că nu facem lucruri ilegale. Deci cu siguranță veți cunoaște oameni noi. Sper ca tinerii să se orienteze pe drumul cel bun și anume legal. De ce spun asta? Pentru că în prezent poți să o duci mult mai bine făcând lucruri legale decât lucruri ilegale. Deși în trecut nu existau joburi în domeniu, nu existau posibilități de a face bani în mod legal și oamenii recurgeau la tot felul de metode ca să-i obțină. În prezent este o cerere mare de oameni în domeniul securității IT. Există posibilitatea de a lucra foarte ușor în domeniu, există posibilitatea de a face bani legal făcând bug bounty, de exemplu, găsind și raportând vulnerabilități, ceea ce permite oamenilor să își dedice cât timp vor ei din viață pentru a lucra și a obține bani într-un mod legal și fără probleme. Și, de asemenea, sper că și cei care au experiență în domeniu vor fi mai activi și sunt destul de sigur că avem cu toții nevoie de ajutor din când în când și e dificil să-l obținem prin alte metode. Câteva speranțe pentru ResetEcon, pentru ediția următoare. Mi-ar plăcea să văd mai multe persoane noi, dornice să se facă remarcate și să prezinte. Să fie cât mai mulți tineri care vor să își arate research-ul. Câte zile va avea sau dacă vor fi trecuri în paralel sau astfel de lucruri, n-aș putea să vă spun, vom afla pe parcurs. De asemenea, la concursul de CTF, în general, participă lumea, dar mi-ar plăcea să văd mai multe persoane care se și oferă să creeze exerciții. Pentru cei din domeniu, există persoane care fac exerciții de CTF și persoane care le rezolvă. Pentru persoanele care le rezolvă, există de multe ori nemulțumirea că nu este ceva realist, nu merge nu știu ce, ar trebui să fie așa și așa. Ar fi o ocazie ideală să demonstreze ei faptul că pot crea astfel de exerciții. Aș recomanda să se întâmple astfel de lucruri. În plus, da, cu siguranță cineva care joacă la CTF, nu știu, de 3 ori pe săptămână va crea niște exerciții mai bune decât cele pe care le putem face noi, care o facem doar ca un hobby și în timpul liber și facem și noi ce putem mai exact. Pentru ediția următoare ne gândim și la ceva soluții pentru premii mai mari la CTF, dacă în prezent ne bazăm pe donații. Ne-am gândit și la sponsorizării. Nu știu ce să zic despre acest domeniu. În principiu puteam să cer companii la care lucrez și n-ar fi fost o problemă, dar am zis ca momentan totul să fie bazat pe comunitate, să facem totul
cumva de capul nostru, fără nicio grijă, fără să punem nume de sponsori și să facem reclame și mai știu eu ce. De ce ar prezenta cineva la CTF, la RSTCon sau ar face exerciții pentru CTF? În primul rând, pentru voi. De exemplu, ieri, o bună parte din ziua de ieri, mi-am dedicat-o în a face exerciții pentru concursul de CTF și, așa cum rezolvând exerciții CTF, tinerii, în general, învață foarte multe lucruri noi, așa veți învăța lucruri noi făcând exerciții de CTF. Lucruri poate chiar mai interesante și mai dinamice, să spunem. Adică va trebui să veniți cu niște idei interesante, va trebui să le puneți în aplicare și vă veți lovi de tot felul de lucruri și veți învăța o grămadă de lucruri, cum am învățat și eu ieri lucrând la ele. Ce avem noi de câștigat? Noi, ca și comunitate, avem de câștigat, nu știu, prieteni noi, cunoștințe noi, și cam atât. În rest, nu urmărim să câștigăm ceva, nu avem câștiguri financiare, nu ne interesează nimic, o facem pentru comunitate. În schimb, voi, atât faptul că participați la conferință, sper că vă ajută și că veți avea ceva de câștigat din asta, că veți învăța lucruri noi, cât și vreau să subliniez aspectul de ce vom avea de câștigat ca țară. În primul rând, vom avea mai mulți, sper eu, să zicem, specialiști în domeniul securității IT. Atât pentru voi, dacă sunteți dorniți să lucrați în domeniu, cât și ca țară fiind o necesitate, dar dat fiind contextul actual, geopolitic, s-ar putea să fie niște beneficii, niște lucruri necesare. Sper eu că nu se va întâmpla nimic, dar e bine totuși să fim pregătiți și pe partea aceasta. Deși din punctul meu de vedere nu e în niciun caz la fel de importantă ca partea fizică, s-ar putea să ofere niște beneficii. Și da, mulțumirii tuturor celor care ne-au susținut în acest an și în anul trecut. Mulțumesc speakerilor care vă vor prezenta lucruri interesante. Au ieșit niște prezentări foarte bune. Și celor care se ocupă de CTF, care au creat exerciții pentru CTF, dar și participanților, bine, dragoste în general pentru concursul de CTF. Acum, dacă aveți întrebări, de asemenea, nu doar întrebări, și păreri sau sugestii, păreri referitoare la conferință, la comunitate, la orice altceva, sau sugestii pentru atât pentru comunitate, cât și pentru forum și pentru cum să fie lucrurile mai bine. Le aștept atât prin Q&A, cât și pe chat. Bun, nu pare să fie ceva. Dacă sunt întrebări, oricând putem discuta pe forum. Vă aștept acolo. Dacă aveți sugestii, avem discuții dedicate pe subiect, atât pentru conferințe, cât și pentru forum. Ce vreau să mai menționez referitor la conferință, toate prezentările vor începe în jurul orei fix. Așadar, următoarea prezentare va începe la ora 11. Între timp vom face mici pauze de cafea sau de orice altceva doriți și ne vedem de obicei cu câteva minute înainte de următoarea prezentare, cu câteva minute înainte de fix, iar de la ora 12 la ora 1 vom avea pauza de masă. Mulțumesc!